Salutare dragi tovară și bine ați dat click la un nou videoclip. Mi-a făcut cineva un tirelist list cu youtuberi, așa că o să fac tirelist. list. văd că în mare parte youtuberi de ăștia care uh, sunt popular la ora actuală. și vrut și unul cu youtuberi care s-au lăsat sau care erau mișto acum mulți ani și acum nu-i știe nimeni. Uh, sunt ceva youtuberi, nu știu pe toți, uh, astea, categoriile le-am schimbat eu. Legende, maestri, mere, adică nu, nu mere, pere, mere, că pus ok. Te putea și mai rău. Lasă de dorit. Cancer, stai, hai să schimbăm aici. Cancer, așa. canker, străile cancer Bun. Marș la prășit și who the fuck are you Pentru ce pe care nu știu. Așa că, hai să luăm în ordine ce YouTuber avem pe aici. Primul este Alpaca la Bagion. L-aș fi pus la maestri acum vreo 2 ani. Însă, după ce am văzut că face clipuri cu Drake Mall. Doar pentru că facea uh, slideshow show urile alea bune despre școală, cât de căcat, aici te căcat. O să dau un mere. Dar pentru că a dat greș în ultima perioadă, o să-i zic un se putea și mai rau Că, da, dacă nu făcea clipurile de pune mai demult, îl lăsam pe la cancher. E că adică, pula mea faci clipuri cu Drag -mort, după ce 6 luni toți youtuberii au făcut te faci că nu știi, lasă o dracu de treabă. După care avem aici absolut o superbitate de fată, ce pot spune, stați -sta că am greșit. Așa, marș la prășit, locul ăsta e la prășit, păcând cu sapa, în altă parte n-aș lăsa-o. Mai departe, o da Cătălin, hmm, nu prea m-am mai uitat la el, am văzut că s-a desenat ca gefar dintr-un episod. Mi-a dat, stai, mi-a dat și niște like-uri pe Insta, mai de mult acum vreuna și ceva. O să-i dau un mere. Pare cunoscut la față, însă nu știu cine e Nu știu pe toți, deci nu mă înjurați. Mamă, dacă ți tu pe aici. Ăsta, nu știu cine ar trebui să fie, habar n-am. Um. Asta care dracu' e, e aia din pancakes? Uh. Nici în nici halul ăsta uh, Dar vă se că facem numai clipuri cu reacții Și gen se, ui, se, filmează o camera Se uită pe telefon Se într-o parte Nu prea are treabă cu Cancher Mai departe Cine pula mea e ăsta? A, ah, e oia E Manichinul lui Alvarez Da, ai și tu După care Pac Legenda Toa legendă rămâne. De ce mai avem pe aici? Creative Monkeys. Mă, când eram mic, eram obsedat de roboți, însă pe măsură ce am îmbătrânit, mi-am dat seama că nu-s doar glume proaste acolo. Uh... Azi ce zice maestri, legende nu. Nu sunt chiar așa, nu mă pasează de mult. Mulți laudă Creative Monkeys pentru cum editează. Sincer, clipurile de gaming sunt bune merg. Dar qa urile nu știu cum să zic. Uh, prea multe sound effects și la un moment dat te doare capul și postează cam rar. N-aș pune chiar la maestri. Pot să las doar un mere, atât. Sunt cam rău, asta este părerea mea. Vă puteți face și voi, tire list-ul vostru, nu dați cu hate. Mai departe. Nu știu care dracu e Vlad sau Cristi Muteanu. Mă, halul ăsta nu e. O să las doar lasă de dorit că e content de la... Uh, comercial, dar văd spun că făcea niște efecte, gen era el Minecraft sau sim o chestie de la un moment dat, pentru că știe să mai facă un efect, îl las doar aici. Că nu-mi place mie, dar se pricepe pe editat. Dedo, ca că nu știți lumea lui Dedo, e mai mișto la povești cu Jimmy, îi punem aici la baieștri. Unele episoade au fost Anul trecut au avut niște episoade mai slăbuțe, însă nu știu cum să zic, îmi plac mai mult ăștia aici Jimmy, că sunt mai de seamă cu mine și câți poveștile mai păscu, nu sunt dita mai clipurile, pac, 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 tot acolo povestit frumos, elegant și mă regăsesc în multe povești. Jimmy e mai bătrân, cred că el are 26-27 de ani, e altă treabă. Chiar îți bunește, nu sunt legende, dar îmi plac Deci, fiindcă mă regăsesc că multe povești de ale lor Le dau nume de maestru Reale sau nu, îmi plac Doi degeaba hmm. Mă, nu știu cum să zic Aș putea zice că Mere, în ultimele episoade au fost de căcat Lasă de dorit Sau se putea și mai rău Mă, aș zice că nu știu, a zice, ori lasă de dorit, ori se putea și mai rău. Uneori mai rânjesc ca niște episoade lor, deci nu le zic baș la prăjit sau cancher, dar nici chiar baieștri sau ceva de genul să fie. Ceva pe aici aș lăsa, dar chiar nu știu unde, mă mai gândesc în cazul lor. Am văzut și ultimul episod de ieri, parc sau Valentine și... Puțin am râs la gluma aia, am râs pe ea la gluma aia, gen îi zicea Orlando. Orlando sau inocenciu? Orlando, e lor Ta. Bă, ai zis să că mă iubești și se certaia cu Gagiu. Chestia aia mi-a plăcut. Dar prea au voci de copii. Cam limitați la voci. O să-i dau un se putea și mai rău. Primii patru oameni la care mă uit sau m-am uitat. Ăștia jos oameni la care nu m-am uitat de rău sau mă uitam cu scârbă. Mai departe. Îl avem pe Eco. Bă? are umorul ca al codrin. Apare Codrin când mai face eco cu un Q&A, cât un vlog. În are parte un Codrin, doar că are mai mult talent pe are mai multă experiență. Și da, ce doi ca frații, automat că vin în grup amândoi aici. Chiar dacă pe eco la crescumul Codrin, totuși e comerit, adică a, a cântat mulți ani înainte și chiar și ce cânta el acum 6 ani înainte să-l cunoască pe Codrin. 7 șap ani, înainte să-l știe pe Codrin, cânta mai bine ca marea reperilor a rapperilor, artiștilor din țară. Deci, cred că merită aici cu. Cântă, cred că de mai bine de 10 ani. Ăsta cine e? Ăsta e la care a plecat din uh... Five Gang, pentru că... Ce pot spune? Bravo că a plecat din Five Gang, dar s-a aliat cu un alt gunoi, așa că lasă de dorit. N-am ascultat în viața mea melodie, dar fiindcă le-a întors la niște gunoaie spatele, aia, știi cum e, dușmanul, dușmanul îmi e prieten, a trebuit să fac un compromis. Pentru treaba asta îl pun lângă muntearul. Gamiorez. eu la prășit. A prășit e locul. Ăsta cine e? l la prășit cu sora ta mai mare. Dai, punem așa frumos surorile una lângă alta să fie tere. Jimmy. Jimmy a zice că mere. Mai sunt uh, tot așa, mai fusese acuzat și nu zic nu, că, virgulă, copia, uh, dar măcar cum le face așa mai interesante. Știe să facă un episod, face el, cum să spun, reclame de un întreg episod, dar măcar îți bune, adică, a, e, cum să spun, pentru mine clipurile lui, mă la clipurile lui oricând sunt pe wc Oricând mă joc ceva, las clipul care are vreo 10 minute, cam așa, 8, 9, 10, 12 minute, o las pe fundal ca zgomot de fundal când mă joc ceva, deci e, e ce trebuie. Jokerul virtual. Hmm. la tipul ăsta mă uit, face clipuri pe subiecte faine, uneori bagă prea multe cifre și detalii și face uneori clipul plictisitor, dar are informații interesante. Bă, sunt ăștia bazați pe topuri și liste, dar cam când mă tot așa, țin mai mult ca zgomot de fundal, dar procese ce zice, lăsăm la mere. Frenshaw nu știu cine e. Ăsta care e. Mădălin, trece aici tu. Canal bazat pe un singur joc, care are un singur mod de joc, nu mai multe. Asta cine dracu e? Marș la prășit. Ăsta nu-mi place. Max, așa, de acolo, doi a doi maximiliani. Deci îl pun aici. Nu postează cu ani și când mai postează face direct colaborare și... Feminist, ce dracu mă, feminism în secolul 21 ești în la cap, au femeile mai multe drepturi ca bărbații acum în România, e ok? Vrei să fii feminist? Tu te la arab și fi feminist acolo să vezi și te castrează aia. Max uh, infinit. Hmm. Nu mă uit la el. Face content asta gaming. N-are drame, n-are de-astea. O să-l punem la un se putea și mai rău. Deci e ok. Pe scurt. Nu face măgări, așa că lăsăm de la jumate în sus. Asta să meargă dracului la prășit, ca de unde sunt eu, un alt băiat de seamă cu mine, a fost cu asta acum câțiva ani. Și ăsta, mă rog, până se apuce asta de YouTube și parca asta era prin dentist, sau mai era la muncă prin Anglia și pula mea făcea până să ebevi beviuri pe YouTube. Și a fost unul din zona de la mine cu ea vreo două săptămâni și a dat papucii, că era proastă de bubuie. Așa că stai aici tu, locul tău nu e mai sus. asta cred că este Mitsu. Lasă de dorit că pune numai, numai Fortnite. Mai ca și CSGO și am văzut că mai colaborează cu Rafael. Și îl cară, măcar arată să facă și el. Botan show, cancer. nu. Marj la prășit. Nu faza aia cu Epic Short, deși nu, nu țineam cu niciunul. Mai și copiază și thumbnail și tot. Lasă mă drec cu Botan show. Micu Mihai. Mere, desenează fain. Nu sunt pasionat de artă, are și o melodie, e ok, nu este foarte impresionat pentru mine ce face, dar îmi place, mere. Uh, pican, Mama, aici vine ceva dur. Ce să spunem despre Pican? Hai hmm. hmm. să așa, dacă aveam tire list-ul ăsta acum 2 ani acum un an... Da, cam un an. Mi-a bustat clipul ăla. Nu, hai să, hai să facem pe scurt istoria abia cu asta. Deci. Am găsit toată pe OMTV. Păi s-a comportat ok, mi s-a părut fain tipul. M-a cu câțiva păcea la el. Acum deja mi se urcă vedetisme la cap. Putea pune la un mere. Însă, după care. Put clipul ăla în care. Dona pe la alții random. Mi-a dus ceva oameni și ce drept. N a prea avut cine știe ce reacție, mai ales că eram calm. M am făcut o că mă gândește și-a băgat el ăla de matematică. A fost ok. Nu m-a pus într-o imagine atât de nasoală. Deci mai rău. După care a făcut clipurile alea cu... Google Translate, chestie pe care mi-a zis că a văzut la mine... Și cei drept, mi-au scris și alții, bă, vezi că a văzut la tine că faci de alea Google că am un clip care are vreo 100 și ceva de mii de views. Că bea recomandat, deci, mersi. Dar. L-am găsit altă dată pe MTV și evident mi-a cântat manele. Să mai jos. Uh, a făcut roșu în cap. Mai jos. Și ce dracu am mai făcut? nu știu, parcă s-a tâmpit mai rău de ceva timp. Deci, de un an, jumătate de an a luat o pe arătură rău de tot. Nu știu, să-l pun la Canker sau la marș la prășit. Mă, nu-l pun marș la prășit, că m-a puțin. Poate în afară YouTube-ul e om bun, dar deja prea, prea pe heroină e, totuși. Canker. După care, I hate pink. Mai eu mă uitam la el, dar în continuare mere, tipul este bun. Ai rafael mere și el. Și îi pun și la egalitate, așa? poate mai ordonez. Ăsta nu știu cine este. Calaru, să mă gândesc. ce drept, e de mult timp pe această platformă. Ar putea să fie aici. Însă, nici nu-mi place ce face. Nu este deloc atât de impresionant cum, medit cum meditează el pentru că sunt alți oameni care tează de 10 ori mai bine ca el cu ani de zile înaintea lui și nu contează că e copil, că copiii sunt tot real mot și gata că e sindien peste tot. Are aer de vedetisme. Abia a luat permisul și a luat Mercedes și l-a bușit. Uh, cântă și muzică de căcat. Cancer. Totuși. Dacă ești în stare să-ți faci un fanbase de peste un milion, 2 milioane hectare el, e de apreciat ce drept. Dar, din punct de vedere cum e el așa, și cocalar, cancher. Și, de fapt, asta, mă gândeam să-l pun deasupra pe pican, însă, am dat -o odată un euro mai de mult și mi-a dat mod, dar mi-a scos modul, așa că-l țin aici. Dar îl pun în fața lui doar că m-a ușat un pic. Simeon Tomiță. Da, mă, mă uitam pe la clipurile lui. Hmm. A fost un live al meu când a fost chestia aia cu articolul 13. Și... Chiar... S-a uh, comportat frumos pe cea, am simțit bine să văd polul cu 6.000 sau cât avea pe atunci. Nu știu cât copiază clipuri, dar... Pere, tipul e bun pe ce face. Um... Asta care i De la Mikey H. Oamenii din anturajul Mikey H. Au tot să de vedetisme în mare parte. Uh, îl las aici pentru că e mimo ăla cu... Hai sictir mă golane de țipa baba la el. Pentru treaba asta las aici. Dar pentru farsele forțate nu merită mai Sucre, numele tău cam pute. Bă, tipul e băiat deșteptul, duce capul dar gen, când a făcut chestia acolo, în și cu Zapi și cu Red în legătură cu pe Degeaba și Jimmy copiază într-adevăr Copiază, nu zic nu. Dar decât să faci mare tam, -tam cu ăștia, fă pula mea tam, tam cu aia care strică platforma, nu cu altul. Copiază, lasă-l să copieze. Oamenii care doar în pulă, pe mare majoritate. Evoria care sunt mai critici din perspectiva altora, da, e nasol. Dar niște la publică, publicul românia nu dă doi bani dacă e content copia sau nu în mare parte. interesează să le facă plăcere să se uite și gata. Putea să... Să se ia de alții. Da, oricum, zic că acum și în ultima perioadă, că mai mai avut episoade sau cum n-ai bai scor. Facea treabă bună la scorurile alea. Nu prea șitează clipurile pentru că din start știe să vorbească la cameră. Uh, o să zic că mere. Echila. Hai să nu fiu rău. Să nu ziceți că sunt misogin, lăsăm la lasă de dorit. De ce? Un și sistemii sau că tare ok. Totuși, nu oricine face atât, atâtea cifre. Se știe cu codrin. Am găsit-o mai mult pe Tinder. Are pără, dar în schimb are părul ăsta, n Ce faci, ce? De ce am mână de... de... târfa asta de aici, că face clipuri cum faci și două săptămâni mai târziu a o reclamă. Cancher. Top 8, un om bun. Maestri sau legende? Mă, îl las doar la maestru. C Automat dacă postează codrin sau eco intru la ei întâi. Suki Marș la prășit. Stai. A, ăsta e Vlad și ăsta înseamnă că e Cristi. Stai și în freză. Atunci îl punem pe Vlad aici. Pe Cristi că e o copie mai mică. Îl trimite la prășit. Să nu chiar în halul ăsta. Dar nu se compară cu fraxul și... Am văzut parcă au făcut un clip în care... Au făcut cu cuțite de alea incandescente roșu cu fierul roșu, mai te iau chestii. Mi-a plăcut chestia aia. A, și a făcut react la, măcar a făcut react la Codrin. Este pe care țăranul de București colo nu o face. Ăsta care e? Denis Vural. Parcă am văzut 2 episoade la el. M-am uitat la el cândva, deci nu pot să zic who the fuck are you. Dar nu este ceva foarte wow. mai țin minte ce, ce am văzut la el. Parcă colaborase cu și sau cu nu știu. Las la că nu prea m-am mai uitat la el de mult și simt ce posta ce am văzut la el ca să fac grijă. X Slider. Interesant. Bă, dacă era clipul prin 2015-16 când făcea case opening cu aceste goiți în paca toți dracii când îi picau o pușcă roșie, aș fi pus pe la mere. Dar face Clash Royale, face Brawl Stars, ce dracu face. Exagerează cu contentul. o să las doar aici, la se putea și mai rău. Zaifet. Bă, orice subiect ar face Zaya Fett, eu mă uit la el. la zice peste top 8 că doar dintr-un motiv. Clipuri bune fac amândoi, dar postează mai des Zaefet și de asta îl pun mai sus. Top 8 postează mai rar, Zaefet postează mai des și are mai multe glume, gen. Și pe lângă clasile top este mai face cât un vlog, mai face ceva, podcasturi cu alții, e mai ok. Îl punem la legende. Da, deci dacă era, cum spuneam, 2016, îl puneam la mai maestri sau chiar legende chiar că Era un fel cu bine îl punea mai sus Însă de când a început să facă clipuri cu Mănâncă pateu și borește Sau ce dracu făcea um, Ce dracu mai postează Mi-a mai zis careva că Văzuse cel mai cancer video pe Gen să dea react Și a dat react la cel mai cancer video Și zis, după câteva secunde Sau 3 secunde a zis A închis clip și a zis Prea multe mimuri de junime eu, mimuri de junime, recunosc clipul ăla bă, cel mai cancer video. asta are și titlul ăla. Dacă eu folosesc mimuri de junime în clipuri, Asta să vă drag cum pace. contentul în ultimul timp, e dezastros, nu mai nimic amuzant. Da tot așa, ca Alpaca, pentru ce posta mai de mult, îl lăsăm aici. Că de înghițit, nu mai pot să-l înghit. Nu mai e ce trebuie. A, și altă chestie. Mi-a care va că tot așa. Nici nu prea mai pune pe YouTube sau pune mai rar pe YouTube și e pe cea acum mai nou. Gen, povestea că el nu mai poartă tricouri cu Pantera sau cu Metallica cu ce avea, că a venit un rocker și i-a cerut un foc. Și ăsta l-a mai întrebat. Bă, ce trupe mai scus? Nu ce? Vin aia la vară, vii? Și ăsta s-a simțit prost. Păi, nu mai purta? Dacă ești așa, ești ca alea care poartă tricou cu Nirvana și dacă le pui să asculte la Lighting Spirit, se întreabă, bă, cine cântă ăștia? Deci, na. Menta. O să-l punem doar canker. Și de ce? Ca și-a revenit un pe la un moment dat după ce l-a îngropat Codrin. Cu niște clipuri de alea, gen liste, bla bla bla. Au fost ok. Iar Iarăși a dispărut. O să și clipul despre regele Mihai. Clip informativ. Uh, măcar n-a băgat nicio reclamă acolo, Miramaș. Doar pentru faptul că a făcut clipurile alea, Lasă aici. Dar mai sus nu. Asta cred că e Ilie. Nu știu ce dracu, cred că e de asta să-ți fac, să facem moji cu fața ta. Ilie, ăla a la pușcări și futut în cur, cum a zis și Montana. da, Montana nu e pe aici, că nu-l văd. Bercea. La Bercea nu mă uit. Parcă ăsta, mai era, ăsta era în clipul Andy, dar... No. Am mai uitat. Pelinacio, Bă, l-aș fi pus la maestrie acum 3 ani a făcut căcatora cu Ivone și a întors spatele abonaților, a dat un vedetisme cu bădărenisme, îl punem aici. Nici chiar marș a prășit, măcar i-a luat la pulă pe alții care meritau. Măcar nu se lua de oameni fără, fără, motiv, măcar atât. Dar pentru cum și-a întors spatele abonaților, făcea pe vedetisme, pe un podcast la Teo, stați că mi s-au scagurat. Ați se la Teo podcast cu Călin și asta aici. Nu, eu cred că am făcut alegeri bune. Îi las în pace să creadă ce vor Eu am făcut mereu ce a trebuit. Am principi în continuare. I-am zis Las-o dracu. Dar nu e mizerie că ăștia de aici nu-i pun aici. Păi și... Venea să zic că, obviously, am început să o dau să vorbesc mult în englez, în Multe fete pe aici. Concluzie, fetele nu se pricep să facă YouTube. Ăsta e cu dar nu mă uit. Asta e lectură. Va avea clipurile alea mișto. Minecraft, hardcore sau ce avea. Cu murgu, cu calul ăla și țipau. Păi erau amuzante clipurile alea. Dar nu m-am uitat de mult. Hm. Are mașină cu volan pe dreapta. Lasă de dorit. banii te conduci mașină cu volan pe dreapta. Ure din partea ta. MC nebunul. Pentru distrecurile alea pe care le făceau cu Ciprian Bă, dar Ciprian Lospa nu aici? Văd că nu e Lasă că mai faceți voi tire listuri Așa, deci pentru Alea pe care le făceau cu lospa Face portrete și Mai face A făcut și clip despre Călinaciu, îl punem aici Matul zilei De ce nu pun la legendă că și ăsta e de mult pe canal? N-am mai postat de mult timp. Și fără să vrea promovat Un gunoi pe nume a Se termină cu B. E uh, uh. bisexual Da băiatul e bun Face clipuri bune Provision Face numai greșeli în clipul cu tare Greșeli în, clip, în clipul cu tare De la oameni cancer cancer Abar n cine ăsta, La vengăr nu mă uit Ăsta e în mintea lui Andrew no Face Face editurile alea Gen cu Zapi, care ar zicea Mira Parcă Țin ucidere în masă, masă, masă sau cu Codrin, cu era un om pe nume. Face niște edituri de alea, pune youtuberii să cânte câteva replici zice, zice, spuse în clipuri Îl punem aici că merec, se pricepe la editat Asta nu stiu cine dracu Parcă se unul cu Doriel Red Dar nu și ce poza are la canal Dacă e Doriel Red, îl las aici e la Zapi. Dacă nu-i dă real red, pun aici. Uh... roșu Vlad. Promovat de junimea, ceea ce nu înghit. Dar <laughs> pentru cât gluam la școală cu scarpină gogoașa, zicul mere. nu chiar maestru că deja deveneau repetitive sketch cu tasu, dar ok. Ăsta am și cred că e la topan, dar nu mai la el. Rodby. Deci cred că în afară câteva comentarii când mai era ceva dramă pe păi YouTube, nu m-am uitat deloc la el. Și nici la... Ale ale lui... Gen... Când... Se... Când... Vreau când... să zic. Gen fusese treaba aia cu în și mai erau de-astea copiile sale. Și l-a făcut un pedofil. Păi în copiii aia. parca parcă nu prea se descurca să-i argumente, de, nu știu. Ori se pricepe un copie să dea replici, ori ăsta era emoționat. Da, las 2, aici, că las de dorit. Veni să o dată pe live cu miștouri. Donează -mi și mie. Că fost clipul la care am dat Rafael 2 euro și în capul de râs. Și venea el cu Ivone și scrie acolo. Bă, donează -mi și mie. La care eu dam link-ul și îți dau. Da, mișto, am zis eu atunci. Avem aici tutoriale gratuite. Să mă gândesc. O, ar fi undeva între aceste două clase, pentru că face comandă de pe wish, Mai face chestii de alea cu virus. Să-l pun... Mm, nici chiar, nu-i de nivelul lor. Îl lăsăm pe undeva pe aici, pe tutoriale gratuite. Cam asta ar fi... Tire cu youtuberi. Nu sunt toți youtuberii români aici. Puteți să-l faceți cu străini, puteți să-l faceți cu ce vreți voi. Hai faceți-i, tăieristuri, îmi dați link pe Discord, pe Instagram și vă fac. Cam asta ar fi. Să încerc, hai să-i mai ordonez puțin. Punem așa. Fac. Punem așa. Așa. Cam așa, cred că ar fi. Acesta așa, că nu mai pare recomandate. Sau îl pun pe Nicu Mihai în față. Hai că îl pun pe Mihai în față. Da, cam așa cred că ar fi. N a se putea și mai rău. Lăsăm așa. Lasă de dorit. Așa. Aici deja zgunoaie și pe ăștia nu știu. Și legende, așa să rămân. Sau da, și putea să-l pun și pe topul lângă Zaia fet însă... Parcuzea. Bă, cred că ăsta ar fi. tai da, legend Bine, nu ți se pare și interesat contentul ăsta. Dar mie face plăcere să fac, să fac așa categorii. Apropo, o să urmeze un clip cu top 10 YouTuber straight care îmi plac. Probabil că punem săptămâna viitoare pe ăla. Hai! Ăsta a fost clipul. Mamă, jumătate de oră am pălăvrăgit. Îl pupă premieră. Sper să nu mi se mai bugăiască data trecută. Am pus un clip pe premieră și s-a desincronizat sunetul de video. Sper să nu se mai repete data asta și că a fost o greșeală de YouTube. Bun. Asta a fost clipul. Ce să mai. Ne vom auzi data viitoare, probabil pe live. Hai. Ciao les tuturor.